doctor inginer Doru Leșe, la un moment dat director al sucursalei de distribuție a energiei electrice Baia Mare, mă rog, ceea ce se numea generic Electrica sau Renel la un moment dat. Sau IREM. După aceea a fost 4 ani deputat, membru în Comisia de Industrie, un om foarte activ în Camera Deputaților. A revenit pe post, dacă nu mă înșel, timp director, de, ca director, 2 ani și a primit câte numiri? În fiecare lună, aveam decizii în fiecare lună. Cred că nu există țară, probabil nici în Albania, nu se fac, știu eu, numiri pentru o lună sau 2 luni de zile în funcție de director de sucursală, la nivel de județ Maramureș. Bun, ulterior a fost schimbat din funcție, a rămas inginer șef, așa cum este contractul de muncă, până undeva în decembrie. Până în 17 ianuarie. 17 ianuarie 2018. Așa cum îl știm luptător, Doru Leșe a dat în judecată întreprinderea din care făcea parte la vremea respectivă, pentru că a fost, i-a dispărut până la urmă locul de muncă. Se spune concediere pe motive care nu țin de persoana salariatului. Bun, cert este că știrea este următoarea. După 6 luni de zile a fost repus de către justiție în funcție. Deci exact. În momentul de față, teoretic, din punct de vedere juridic, nu neapărat administrativ, este din nou inginer șef aici în Maramureș. Doru Leșe, doctor inginer și viitor, din nou, cel puțin inginer șef la sucursala distribuție energie electrică, sau cum se numește? Acum putem să zicem structură regională de distribuție a energiei electrice Baia Mare. Putem să zicem cum vrem, într-un cuvânt, mai de câțiva ani, Electrica Baia Mare. 6 luni de zile în tribunale, da? 6 luni de zile instanță. Iar după... Cum suna sentința? Mă rog, decizia instanței. E foarte simplu. Admite în parte contestația formulată. În parte de ce? În parte pentru că contestarea are două părți. Partea întâia, anularea deciziei de concediere lucru și de punerea în drepturi și partea de daune morale. Și partea de acordare a unor daune morale mi-a fost respinsă. Și atunci se cheamă admisă în parte. Ați primit motivarea deja? Nu am primit motivarea. Urmează să primim sentința oficial și motivarea și în funcție de aceea va fi calea de atac apelul. Dar aceste sunt executorii. Sunt curios la motivare. Ce nu v-au acordat despăgubiri morale? Și eu sunt curios de ce nu, pentru că trebuia să acorde. În precedentul dosar pe care l-am avut în 2016, mi-a acordat Curtea de Apel Cluj. Deci Baia Mare nu mi-a acordat niciodată daune morale, dar Curtea de Apel mi-a acordat 5.000 de euro doar pentru faptul că m-au pus inginer șef pe perioadă determinată, de 3 luni. Au revenit asupra deciziei și mi-au dat pe nedeterminată, dar procesul era demarat și numai pentru această chestiune Curtea de Apel a apreciat că 5.000 de euro ar fi reparatoriu. Ori acum s-a întâmplat mult mai grav, în sensul că m-au concediat, adică a fost mai multă umilință, să spunem așa. Dar în fine, vom vedea, Curtea de Apel întotdeauna a dat sentințe mult mai corecte și Baia Mare, dar limitative. Adică, să vă dau un alt exemplu, tot din... Eu am avut cu colegul dumneavoastră, cu ziaristul Croșian, au proces și pentru 3 ani de terfeleală pe mass media, pe televiziune și în presa lui online, instanța aprecia că 5.000 de lei e suficient daune morale. Probabil ține cont și de situația materială respectivului. Păi dacă trebuia, atunci trebuia să-mi dea invers, mie daune morale, dacă ține cont. Și în ziua de azi tot plătește la cheltuie. Nu poți să-i ceri la o persoană fizică cât ceri la un colos gen Renel. Nu are importanță. Fapta este aceeași, deci de distrugerea imaginii sau indiferent cum fiind călcarea drepturilor de natură nepatrimonială, cum scrie în jurisprudență, dar dacă orice faptă reprobabilă este pedepsită, exemplar, nu se mai întâmplă a doua oară. De aceea, la noi în țară... Vă referiți la partea asta penală, la partea de despăgubiri, probabil se ține cont și de situația financiară a respectivei entități. Eu zic că n-ar trebui să se țină. N-ar trebui să țină asta, pentru că fapta este aceea și de un bogat și de un sărac. Spuneți-mi, cum au reacționat parte din ce știți dumneavoastră? Foștii colegi, viitorii dumneavoastră, din nou colegi. Marea majoritate din foștii colegi, să zicem, de la Baia Mare și actualii colegi, sigur, marea majoritate s-a bucurat de succesul pe care l-a reușit. Este totuși un succes la nivel de companie. Electrica nu este un SRL,
este o companie cu mii de angajați, mai ales că a venit în forță în instanță, a venit cu o firmă de avocatură din București, în parteneriat cu o firmă englezească de avocatură, cu de ordinul miilor de euro onorariului de deci, avocatură. Practic, dumneavoastră v-ați bătut cu... Cu o firmă de avocatură. O firmă de avocatură română-engleză, da. Inclusiv domiciliul procesual era la firma de avocatură din București. Toate actele se comunicau în București. Au venit cu doi avocați, au venit în forță, au încercat. Asta e de regulă, așa se face, așa făcea RNL. Sau până acum venea electrica care are electrica regională de la Cluj. De la Cluj, asta de la Cluj și cea pe țară. Per total, au un batalion de juriști, un departament întreg cu director în față, care au consiliat în această chestiune, dar n-au mai avut curajul să vină. În 2015 a venit șefa de la Cluj și a pierdut ambele procese. Iar acum i-a fost frică. Trebuie să le spunem telespectatorilor, noastră sunteți la al... Al cincilea dosar, a șaptea hotărâre judecătorească. Cu aceleași părți, nu? Dorulece cu aceleași părți versus și cam aceeași speță, adică modificarea contractului individual de muncă, adică schimbarea din funcție, cum s-ar zice. Asta ultima este și cu concediere. Deci. Și asta din ce an se întâmplă? Asta din 2007 încoace. Din 2007 încoace. Din 2007. 7 sunt 11 ani de când sunt tot în procese, scăzând cei 4 ani de... Deputăție. De deputăție, a rămas 7 ani, 7 sentințe, deci în fiecare an câte ceva. Da, e foarte interesant. Cu același director general. Bun, acum, vrând nevrând, o să aveți o poziție ceva mai echilibrată, nu? Ținând cont de faptul că, de drept, sunteți din nou membru al marii familii RNL. Nu am așa o satisfacție deosebită, pentru că nu mai este ce a fost electric. Bun, da, stați un pic. Acum nu o să fiți atât de liber în exprimare ca și înainte, când erați pornită împotriva RNL. Încă pot să fiu liber în exprimare, pentru că nu mi-au dat decizia de reîncadrare în funcția de inginer șef, deci ca urmare sunt mai liber. Mai există o persoană ca și dumneavoastră care are 2, 3, 4, 5 dosare împotriva RNL-ului? Nu mai există. Dar ar fi fost... Era necesar să mai fie? Adică erau și oameni care au fost în situația noastră, dar n-au avut curajul. Nu, n-a fost nimeni în situația mea. Deci eu de 25 de ani lucrez în electrică și vorbesc cu colegi care au... Situația noastră e unică, da? E unică, n-a mai fost nimeni. Concediat din sistemul energetic, nu a fost concediat nimeni. Decât numai la dorință, chiar dacă au făcut abateri disciplinare grave. De exemplu, consum de alcool în timpul serviciului, da? Da, de lapidare, au fost condamnați. Până la urmă i s-a dat dreptul să plece la cerere ca să nu fie desfăcut contractul de muncă. Doar mie s-a desfăcut contractul de muncă ca la ultimul din orice organizație. Aveți explicația, măcar dumneavoastră, în interiorul dumneavoastră, vis-a-vis de... Da, nu știu. I-am deranjat foarte tare prin atitudinea pe care am avut-o. Deci eu am avut întotdeauna pe cine o atitudine dreaptă, corectă, transparentă. Bucureștiul sau Clujul? Clujul. Dați-mi un exemplu de deranj, dacă vreți să-l spuneți. De exemplu, mi s-a cerut să dau o comandă de defrișare către o anumită firmă și am spus că nu vreau. Mi-a spus, ești singurul care îndrăsnește să nu facă ce îi se spune. Eu nu fac așa ceva. Întrebarea e retorică. Era legal să vă ceară? Nu era legal, deloc. Trebuia făcut măcar să mă ia puțin pe ocolite, așa, să ia particular. Dă telefon, ce știi, ar trebui să-i dai la ăla așa să facă. Peste cadavre, nu pot să fac așa ceva. Dedicație. Exact, cu dedicație. Cum să spun? Era și răspuns oficial. La telefon ce putea să spună altceva decât asta, nu? Dacă o luăm așa. Dar era tot ca un afront personal. Dar mie mai mult, e un exemplu că ăsta mi-a venit în minte, este recent, când eram director, prin 2014 a fost. Au mai fost mai multe, a fost și în 2007 s-a încercat murdăria. Telefonul mea. De unde venea? Vreți să spuneți de unde venea? De la Cluj. Mai exact. Atunci, în 2014, a venit la președintele Consiliului de Administrație, actualul director general. Al Transilvania Nord. În 2007 era director general și iară primesc telefon să dau comenzi pentru niște lucrări și am spus, nu pot să dau așa ceva. Ba da, o să dai, ba nu dau. Tot așa lucră din asta. Și imediat m-a schimbat în august. În august 2007. A fost prima. În fine, sunt oameni care nu acceptă, refuz, nu acceptă să fie contraziși de către subalterni. De ce sumă era vorba? Ce fel de Câteva sute de mii de lei, nu ceva. Aici era vorba de 5 miliarde bani vechi, deci nu erau niște sume exorbitante. Dincolo erau ceva sume mai mari, dar tot de ordinul ăsta. De la defrișări. La defrișări era 5 miliarde bani vechi. Dincolo erau lucrări de instalații. Dintr-un punct de vedere îmi pare rău și acum când am dat în 2007, nici în ziua de azi nu sunt făcute lucrările alea. Erau făcute măcar. Dar știți cum e? N-am vrut să dau mai mult că ei îmi căutau nod în papură să mă prindă cu ceva la prune.
cum se zice, atunci uite ce a făcut, uite ce a făcut. Și așa au încercat tot timpul, din 2013 încoace, tot timpul au încercat să îngăsească ceva, hai să-l pictăm cu ceva. Inclusiv, v-am zis și data trecută, în 2013 m-a sancționat Consiliul de Administrație. Pentru faptele din 2012 a fostului director al Nechita, când eu eram deputat. Ce legătură avea una cu alta? Eu nici nu aveam calitatea de angajat al lui Elec. Și m-a sancționat că de ce nu l-a sancționat când am arunc, în fine, o prostie întreagă, care nu aveam calitatea. Și atunci le-am arătat la Consiliul de Administrație că nu aveam calitatea să-l sancționez eu. Trebuia să-l sancționeze șefii lui. Și atunci și-au retras sancțiunea. Deci, dumneavoastră puneți pe seama acestor refuzuri, să spunem. În principal, pe seama acestor refuzuri, pe seama felului meu de a fi, eu sunt un om mai tranșant, mai dintr-o bucată. Adică n-am curățat coș de ouă la nimeni. Nu am pretenția să-mi curețe cineva coș de ouă, că nici nu curăț la nimeni. Ca să mă exprim mai elegant. Și atunci această intransigența mea sau... Da, n-a spus destul de umil, maleabil, să spunem. Maleabil sau umil în fața șefilor. Exact. Cam aici se învârte. Eu sunt foarte apreciat de la mine în jos întotdeauna. De la mine în sus nu sunt apreciat, că nu le convine. Și la colegii care suntem pe aceeași linie, nu le convine. Eu le spun în față ce am de spus. Bă, fraților, vă supărați, da? Cam asta este. Ce ține de profesie, de serie, dar nu le convine. Îi place să lauzi tot timpul, să spui, vai ce deștept ești, vai ce frumos ești, vai ce bine ai făcut. Ori nu se poate așa ceva. Eu n-am putut să tac niciodată și n-am tăcut, mi-am păstrat. Mi-am și permis să am această atitudine. Aveați la îndemână, până la urmă, și posibilitatea de a face un denunț la... Da, dar n-am făcut. Adică eu, așa am fost educat, eu n-am făcut rău în viața mea nimănui. Da? La modul declarat, poate că aș face rău, dar în realitate nu fac nimic, pentru că nu-mi stă în caracter. Dar la modul declarativ sunt foarte rău și așa, aoleu, ce o să-i fac? Da, nu fac nimic. Deși mulți mi-au pus în spate tot felul de... că eu ai fi făcut nu știu ce la nu știu cine din cauza mea acolo și eu habar n-am. Chiar dacă am putut să ajut pe cineva, l-am ajutat, dacă nu l-am lăsat în pace. Asta a fost atitudinea mea dintotdeauna, de când mă cunosc eu de aproape 55 de ani. Spuneți-mi, ce a fost mai important? Onoarea noastră sau... faptul că rămâneați fără servici? Nu. No. Faptul că rămân fără servici a fost un lucru bun pentru mine. Eu am foarte mult de lucru pentru propriile mele afaceri, împreună cu ale soției, pentru centru medical, construind clinica la Groș, deci am de lucru de dimineața până seara, n-aș mai avea timp de electrică, doar orgoliu profesional. Am spus-o și directorul general în decembrie, nu am nevoie nici de salariu, nici de funcție, am nevoie de demnitate profesională, dar sunt puțini cei care înțeleg acest lucru. Ce înseamnă demnitate profesională? Deci practic v-ați bătut pentru onoarea dumneavoastră. Exact. Doar atât. Și în fond și la urmă, o, domnul Preda, este o chestiune. O viață întreagă m-am pregătit pentru această meserie. Iar acum, la final de carieră, vine unul și spune, hai, du-te acasă. Când eu am și o expresie care îi deranjează foarte tare. Stați un pic, dacă n-ați fost ascultător, poate că e normal, nu? Eu le-am mai și spus-o. Există... Ei n-au atâta școală, câtă vacanță am avut. Domnule, eu. Există, părere de rău. Există oameni care ocupă funcții în instituții ale statului sau societăți ale statului care cred că sunt moșile lor. Exact. Personale. Și totuși pălăria prea mare pe ei. Am văzut că o iau ca și un afront personal, nu? Exact. Orice toate fel de refuz. Hai că ai admite dacă respectiva firmă, ai admite în parte, să spunem, dacă era o firmă privată și respectivul era unul dintre mari acționari. E problema lui. Poate că atunci, dar nici atunci nu poți să faci chiar așa. Nu, domnul, există totuși aici un drept al... un cod al muncii, un... Exact. Adică, totuși mai o companie de mărimea electricii, societății de distribuție, se guvernează după alte reguli. În sensul că are un consiliu de administrație, are o adunare generală a acționarilor, sigur, fiind majoritar cu capital privat după listarea la bursă, tot statul rămâne majoritar. Și tot ALDE decideți directorii și PSD-ul. Deci asta să vă fie clar. Chiar dacă e cu capital majoritar privat. Când se adună la vot și ridică mânuța, tot ministerul are cele mai multe voturi. Ei, se conduce după pătrățele. Intrări, ieșiri, profit. Și dacă a reușit pătrățică profit, e bun manager. Nu, în electrică nu poți să fii un bun manager după pătrățica de profit. Pentru că profitul în electrică se face prin înfometare în teritoriu. Da? Înfometez oamenii de jos, cei care duc sistemul în spate, de fapt și de drept, nu au o siguranță, nu au un capăt de conductor, nu au o clemă, nu au nimic, vin la un deranjament la care dați dumneavoastră telefon la 929, că nu aveți tensiune și nu are o siguranță să vă pun. Dacă mergeți dumneavoastră la magazin și vă cumpărați, vă pune. Nu este permis la o companie de distribuție a energiei electrice. Ca să facă domnii profit și să zică ce manager bun am fost. Da? Nu se poate. În sistemul energetic, aveam în 2003 când am început primele discuții cu șefii de la mine în sus, scriam într-un referat acolo, sunt inconștienți cei care nu aduc materiale și piese de schimb în sistemul energetic. Da?
Au început să-mi închidă gura atunci. Atunci a fost primul proces de fapt și de drept cu mine. A venit directorul general de la București personal să mă controleze la Baia Mare. Deci vă dați seama. Directorul general de la București? De la București pe țară. Era unul Stan Cornelu. A venit personal cu echipa de control. La Baia Mare să controleze un amărât de șef de centru. Da? Noi erau toate în regulă. Mi-au fabricat un proces verbal de control, dar m-am dus în instanță tot cu o firmă de avocatură, Boștină și asociația am angajat. Și eu m-am dus fără avocat și am câștigat. Iar în instanța, Curtea de Apel, Electrica n-a reușit să dovedească cele afirmate în procesul verbal. Aveți deja așa o experiență în domeniul ăsta al onorarilor. Mi-am nevoie de diplomă numai. Onorarilor, apropo, asta era un alt subiect. Onorarilor către casele de avocatură. Da. Cam cât credeți că a costat? Deși cred că e o informație, ar trebui să fie o informație publică. Nu, o informație publică. Au prezentat nota de cheltuieli în instanță. Cam cât credeți? 38.000 și ceva de lei. Deci 8.000 și ceva de euro. A fost un orariu pentru firma de avocatură. Deci 380 de milioane. Da. Au avut bani Electrica. Și nu au bani pentru majorări salariale. Le oferă 4%. Ca la milogi. A fost un protest al... Da, a fost un protest, apropo de asta. Sindicatul, membrii de sindicat s-au adunat și au pichetat filiala de la Cluj, sediul societății. Da, iertați-mă, e adevărat că s-a strigat și numele dumneavoastră? Da, s-a strigat, au strigat. Cei de la Baia Mare au dat tonul, au strigat acolo ceva. În fine, nu poți să-i oprești pe oameni. Fiecare aveau ceva în cap, alții mai exaltați. Au strigat, fiecare sunt liberi. Cum sună? Cum sună slogane care se strigă și în piața universității, ceva cum merda nu-i ta, Electrica nu-i a ta, vine Leșe și ți-o ia, ceva de genul ăsta, în fine, haslie. Nu e cazul, nu am eu asemenea dorințe de club sau de asta, bine, oamenii îi găsesc. Dar, în fine, au plecat cu autocare de în fiecare județ și au pichetat la Cluj câteva sute de oameni. Și azi l-au cercetat disciplina pe un inginer de la Baia Mare, care era și liderul grupei de sindicat, care a trimis pe un mail de pe calculator de serviciu la presă și la televiziune, a invitat să relateze obiectiv despre pichetare. Om de aici din... Din Baia Mare, da. Și l-au cercetat disciplinar astăzi. A folosit probabil... Calculatorul. A folosit calculatorul întreprinderii să trimită. Era muncă sindicală. În interes personal. Nu era interes personal, era interesul. Și culmea, 5 membri în comisie... Directorul și alții care au inițiat, să zicem așa, s-au abținut și doi au fost împotrivă, deci și să nu fie sancționat. Atunci după ce am mai făcut cercetare disciplinară. Și au dat seama de asta, probabil de ridicolul situației. Nu poți să-i ceri un lider de sindicat sau șef de, cum a zis, șef de grupă sindicală. Mă rog, de filială, hai să spunem. Da. Să nu anunțe inclusiv presa. Dar bineînțeles. Doar nu e o chestiune și apropo, mie știți ce reproșau în instanță? Electrica, tot Electrica, prin vocea avocaților. Nu, îmi reproșau că am inițiat mai multe cercetări disciplinare în calitatea mea de inginer șef. Păi nu ăsta e rolul unui șef să măstreze ordinea și disciplina? Asta era ca și un fel de imagine negativă îmi făcea în instanță. Dacă ați îndrăznit să cercetați dacă era cazul. Inclusiv mi-au spus că au procese cu diversi jurnaliști și au luat articole din ziar de al Roșianu și le-au arătat care sunt fapte consumate cu sentințe irevocabile, cu daune morale, cu tot ce trebuie, da? Au venit să le arate. Da, apropo, acum, dacă tot a doua oară pronunțați numele colegului Roșianu... Păi n-am cum să fac legătura despre ce articole e vorba. De ce nu stați la un moment dat la o masă să vă amiabilizați relația? Eu nu am de ce să stau. Păi stați un pic, acum nu puteți duce ură și de o parte și de alta până la final. Eu am fost într-o relație amicală cu el. Nu ăsta e scopul să vorbim. Am ajuns în instanță. Până la urmă sunteți oameni mei amândoi. Până aici el să-și vadă de ale lui, eu îmi văd. Instanța și-a spus punctul de vedere. A, dar nu refuzați din start orice fel de... Nu am ce să refuz. Reconciliere, să spunem. Cândva, cel puțin. Nu. Eu, de exemplu, în acest moment exclud orice colaborare, că a trecut dincolo de orice limite. Bun, dar până la urmă e normal la un moment dat, nu? Să treceți peste asta. Nu, nu am eu nicio problemă. Deci nu excludeți. Nu spuneți niciodată. Dar nu am nicio problemă cu el să-și vadă de viață în continuare, să-și poată achita datoriile care să le ducă toată viața în spate. Asta e altă problemă. Fiecare pasăre pe gura ei piere. Spuneți-mi, ați făcut afirmația asta, că puneți pe seama și a unor refuzuri pe care nevrând trebuia să le faceți, nu? Cu privire la niște, spuneți dumneavoastră, solicitări de diverse solicitări de astea, de natură financiară, mă rog. Credeți că de acolo vi se trage, nu? Și de acolo. În mare parte. Și de acolo. Că ați fost neascultător. Bine, șefii mai mari în situația trag concluzia. Bă, pe ăla nu te poți baza, am nu face ce îi se spune. Ați spus în același timp că sunteți cam singurul în situația asta de a avea nu știu câte dosare
Mă rog, ați dat în judecată firma la care ați lucrat? Sau? Da. Am contestat deciziile de la momentul respectiv ale conducerii. Bun. Atunci s-ar putea interpreta că mulți din țară care aveau funcțiile dumneavoastră erau mai ascultători. Da. Da, bineînțeles. Chiar foarte ascultători. Acum, iertați-mă, erați singurul moral din sistem? Asta nu pot să spun, eu să o spun alții, dar la faza cu defrișările, vă spun sincer, s-au lansat comenzi în toate județele, dar n-au mai îndrăznit să le continue. N-au îndrăznit, le-a fost frică dacă eu n-am dat deloc. Că o fi deci și asta, în urma refuzului noastră, da, nu s-au mai defrișat? Nu s-au executat, s-au dat comenzile, s-au făcut toate hârtii, dar nu s-au executat lucrurile, le-a fost frică. Unele poate s-au făcut fără să știu eu sau în secret, dar nu are importanță. Deci, practic, vrând nevrând ați blocat... Probabil de aici le-a fost frică. De exemplu, am avut o lucrare aici la rampa de gunoi, se dădea vina că rampa de gunoi nu e bună, s-a promovat o lucrare, dar de fapt era pentru drumul național, pentru eliberare de amplasament, total ilegal. Legea spune să face pe cheltuiala celui care o generează. Nici de cum. Când am ridicat problema, s-a stopat tot, s-au anulat comenzile de proiectare, tot. Dar nu s-a luat nicio măsură împotriva celor care au făcut această chestiune. Era pe direcția de 110 care nu ținea de mine, dar din întâmplare m-am întâlnit cu ea pe traseu și am ridicat-o la fileu. Noastră sunteți o pasăre rară, o rară avis în sistem, dacă e adevărat ce spuneți și presupun că nu ați venit că să... Te-aș câștiga dacă mint. Nimic. Pe seama cărui fapt puneți atunci obediența unora dintre liderii de filiale din țara asta? Frică? Ce mai poate fi? Ce să fac dacă rămân fără servicii? Ei n-au ce face. Rămân fără servicii, sunt muritor de foame. Eu, din păcate, pentru ei și fericit pentru mine, nu am acel. Aveau la îndemână exact ceea ce ați făcut dumneavoastră. Nu? Da, puteau să reacționeze la fel. Dar și dacă rămâneau ca și mine fără servicii, ce făceau? Ei n-aveau varianta mea. Eu... Da, deci oarecum dumneavoastră sunteți într-o situație mai fericită. Știți cum, eu sunt... Da, apropo, dacă nu exista situația fericită a dumneavoastră, nu? De a avea unde, din ce da, trăi. Exact. Ce să zic acum? Poate eram ca și ei. Poate. Deși mă îndoiesc. Erați dispus să spuneți nu, domnule, că nu e legal. Eu zic că așa am fost crescut, așa am fost învățat și așa spuneam. Și nu exclud situația să nu am din ce trăi. Știți, apropo, odată se chinuia un agent de asigurări să mă asigure pe mine și pe soție. Da, mai de mult. Și îmi prezenta toate scenariile. Aveți un copil, când va împlini 18 ani, o asigurare, atunci va primi niște bani care să-i asigure la facultate să meargă. Nu îmi trebuie, că am. Doriți o casă? Nu că o să am. Doriți nu știu ce? Nu că o să am. Sunt foarte greu, dați eu. Dar... Și atunci vine omul așa, zice, dar într-o situație de excepție care sigur nu se spune dacă Doamne ferește, unul pățește ceva. Și zice, domnul meu, dacă unul dintre noi pățește, eu sau soția, și celălalt de unul singur nu e în stare să-și crească copilul, înseamnă că a trăit degeaba în lume. În fine, cam aici am îmbârt. Cred că am spus tot. Da, asigurare, cred că tot ați făcut-o. Deci, cum să spun, fiecare vrea să-și asigure un nivel de trai decent, mai bun, să aibă o siguranță, siguranța zilei de mâine, prin locul de muncă pe care are, printr-un business privat care face suplimentar, să ajungi undeva la un anumit nivel, care se mulțumesc să fie doar lefegiu fiecare zi, să mă mulțumesc că mi-a crescut leafa cu 50 de lei, nu știu, n-am fost niciodată așa, nu m-am mulțumit, nu m-a interesat leafa în sensul în care îi doar orgoliu mă mai mâna ca să fiu un ton cu ceilalți. Dar nu... E foarte greu. De la ce salariu ați plecat? Dacă e, acum nu știu, atenție. Trebuie să mă aduc aminte. Stați un pic, de drept deja sunteți oarecum din nou la RNL. Da. Nu știu dacă aveți voie să spuneți salariul. Și dacă n-am tot confidențial. Tot vi-l spun. Păi iarăși o să aveți un încă proces. Încă nu sunt oficial, deci pot să-l spun. Și dacă erați repus, aveați voie să-mi spuneți salariul? Eu zic că da, pentru că e salariul meu. Și dacă eu vreau să-l divulg, nu e nicio problemă. Altul n-are voie din instituție să divulge salariul meu. Deci, de la 1 ianuarie au intrat acele dări la stat, au intrat pe lângă salariul, deci până atunci aveam 9500, 9486. Net. Brutul. În care netul se ridica undeva la 7000, 6000 și ceva. Cam asta a fost salariul. Deci 7000 și ceva de lei. În jur de 7000. Deci cam undeva... Și cam tot atâta rămâne, că acele dărți la asta s-au adăugat s-au și se scadă. S-au compensat. Cam ăsta este salariul, nu este un salariu deosebit, este un salariu bun, numai că este același salariu de mulți ani.
Pentru România e un salar de aproape de 3 ori salarul mediu. Dar cei care de fapt sunt baza sistemului energetic, săracii stau cu 2000 de lei salariu și sub 2000 de lei. Ceea ce nu e normal. Deci asta în funcția noastră de inginer șef. Vă dați seama că cu asta am fost și director, cu asta am fost și inginer șef. Directorul de regională cam cât poate avea? Nu, așa că tot avea același salariu. Unde? Deci, la Cluj? A, la Cluj, nu, acolo... De câte ori poate? Acolo e o delicatese și nu știu dacă e adevărat sau nu, dar am prins să cred că e adevărat. Un fost lider de sindicat a publicat pe o rețea, pe un grup WhatsApp, cu ocazia protestelor, salariul directorului general, pare să 24.000 de euro pe lună. 24.000 de ceva euro? Ceva de genul ăsta. Da, da. Salarii de nivelul ăsta. Știu să-și dea lor. Deci peste 1 miliard de lei vechi. Da, bineînțeles. Spunea unii că a publicat declarația de avere a lui din care împărțea și veniturile salariale și atâta ieșea, dacă nu 42, ceva de genul ăsta. Dar nu în ce caz mare, n-am reținut. Deci veniturile din funcția respectivă, nu neapărat din salar. Da, mari, mari de tot. Și în schimb și electricianul de rând are 1900 de lei, salarul minim pe cu economie. Atâta pleacă acasă sau atâta e salarul negociat? Nu, cam atâta pleacă acasă, în jurul 2000. Cu ore suplimentare, cu ture de noapte, cu nu știu ce. Deci e bătaie de joc. Dar spuneți, acum, ce se vede? O centralizare, nu, pe regiuni, da, inclusiv la RNL. Nu? Ce, spuneți-mi, ce fel de independență aveți financiară dumneavoastră ca director? Deci, din ce 2000, puteați cumpăra dumneavoastră? Nimic. Nimic. În acest moment, absolut nimic. Deci astăzi nu se poate... Și unde se fac licitațiile? La Cluj. Iar ce nu au chef să facă, dau delegare de competență să le facă Baia Mare. Ce nu au chef ei unde nu merită efortul ăsta, mărunte, mici, faceți-le voi, alea mari le facem noi. Iar pe alea foarte mari vine București și zice, lăsați că le facem noi. Și nu le fac în veci. Dă un exemplu. De 3 ani de zile, ca să vedeți, irresponsabilitatea în sistemul energetic. De 3 ani de zile nu s-a adus echipament de protecție pentru electricieni. Sau pentru personal. La nivel național? La nivel național. Deci oamenii nu aveau salopete, nu aveau o cizmă electrizată, mănușă, care lucră în situație și pun viața zi de zi în pericol. Ei, când au început, Brașov a început prima dată, societatea de la Brașov, filiala Brașov, a început și a pichetat sediul filialei. Într-o săptămână le-a adus echipament de protecție în toată țara, ca să le închidă gura. Până nu s-au revoltat, n-au adus echipament de protecție. Și nimeni n-a îndrăznit, atât e de închistat sistemul, o sesizare la ITM. Da, domnule, nu avem echipament de protecție în termen, cum spune legea. Toată lumea trage, hai să o lăsăm, că s-au chinuit, promiteau, da, acum facem procedura de achiziție. O mai fi avut echipamente în stoc din vechile echipamente de protecție, nu? La nefolosite. Un moment dat, nefolosite. Domnul, știți că a fost cazul ăla, nu știu de unde a fost, tot ceva șef la RNL, nu? Care a primit 5 ani de pușcărie. Echipamente de protecție, l-a primit 5 ani de închisoare cu executare. Fostul director general al lui Electrica București. Tocmai pe echipament de protecție. A luat de la, preferențial de la firme. Așa. Și o fază hazlie, nu pot să zic că anul trecut la concursul profesional Trofeul Electricianului, electricienii la Baia Mare care au participat la faza pe filială, respectiv aceea faza pe țară, n-au avut o salopetă ca să se prezinte la concurs. Nu putea să ducă cu aia a lui ruptă toată, care era și nu mai era corespunzătoare. Și au găsit unii colegi ingineri care aveau prin dulap salopetă, care aveau și de la salopetă, n-au folosit. Ia salopeta mea, salopeta. Să te prezint la concurs profesional pe țară, unde vin toți directorii de sucursale și de filiale și se dau rotund și mari. Ce au făcut, nu, în mod normal trebuiau să meargă cu salopetele cu care alea rupte să le arate la toată țara. Uite-te, domnule, cine suntem noi. Dar oamenii, în general, oamenii sistemului energetic sunt oameni disciplinați, oameni ascultători. Ei știu să-și facă treaba și ei își o fac. Spuneți-mi, regionalizarea asta la RNL e bună pentru sistem? Nu. E bună, 2001, pentru, e bună pentru Maramureș? Nu. E bună pentru Cluj. De ce e bună? Păi în 2001 când s-a... La ce vă referiți? Strică ei, fac jocurile din punct de vedere al investițiilor? Și economic. Jocul licitațiilor sau la ce vă referiți? La orice. Deci, până în 2001, fiecare județ era o filială, așa se chema. Filiala de rețele electrice, Baia Mare, Satul Mare, Cluj, Bistrița, așa. Toate aveau aceleași drepturi. Aceeași de filială, aceeași drepturi, direct drepturi la București. Era foarte bine. Era foarte bine, cu bucureștenii sunt oameni de treabă. În schimb, când s-a făcut în 2001, sunt oameni de treabă. Bun, raportat la ce? Raportat la clujeni. V-am mai zis toată într-o emisiune. Da, am înțeles. Clujenii sunt mitici Ardealului. Și eu spun cu toată responsabilitatea. La un bucureștean, dacă mergeai, un coleg de-al meu, mergeai de la Baia Mare cu o sticlă de țuică, nu te uita toată viața și te ajuta de fiecare dată. Domnul incident, domnul director, cu ce să vă ajut? Păi duceai simbolic o sticlă de țuică când mergeai de acasă. La ăsta îi duci whisky cu tirul și uita a doua zi.
Ăștia-s clujenii, în fine. De când s-a făcut filiala la Cluj, deci Maramureș și-a pierdut numai. Nu mai a pierdut în fiecare an și a pierdut tot, total control. Și nu din interesează. 2001 este regionalizarea din asta? Din 2001, da. N-ați prins și ca director de sucursală, nu? Am prins și ca inginer șef și ca director, le-am prins pe toate. Toate bun, și cum ați reușit să faceți unele investiții? Bun, cu pumnul masă, se repartizează? Sau? Nu, cum să spun, cât am fost până în 2008 când m-am dus deputat, am reușit să fac mai multe investiții decât cele planificate la Baia Mare cu o mică șmecherie. Deci, ca să poți scoate la licitație o lucrare, trebuie să ai documentația, proiectul respectiv, sub de fezabilitate proiect tehnică ai de sarci. Eu întotdeauna am pregătit la Baia Mare și aveam făcute documentații pentru diverse lucrări. Și cum trecea jumătatea anului, începea Clujul. Wow, eu nu realizăm programul de investiții. Cine poate face lucrări? Încă mă întreba un director de dezvoltare, cât poți să consum? Cât îmi dai? Cât îmi dai? 10 miliarde, 23, cât îmi dai? Eu le am numai doar le scot la licitație. Așa, pe 20 de miliarde am licitat odată. Acum e și în cercul nostru de prieteni, așa s-au făcut cele două linii la Izvoare. Știți? Era complexul la hotelier, o linie prăpădită, vai de mai, așa s-au modernizat două linii, cu 20 de miliarde. Dacă aveați pregătit să... Eu aveam documentația pregătită și le-am scos la licitație în 2006, s-au terminat în 2006, altfel nu se făceau niciodată. Ei, așa am reușit, eram pregătit de fiecare dată, când am răspuns eu de investiții. Până în 2014 am răspuns de investiții. În 2014, 2013, 2014 am făcut 125% programul de investiții. Vine alt director în 2015 și îmi face 47% din programul de investiții. Dar e foarte bun că e ascultător. Ei, per total s-au făcut 70% programul de investiții. Stai un pic, deci nu s-au făcut programele de investiții? Da, care la Baia Mare nu s-au făcut. În 3 ani la ce vă referiți programe de investiții? De a deci, moderniza rețele? De la filială, da, de modernizare rețele. Lucrări de modernizare în special sau construcții de altele noi. Cât a zis, an de an din 2014 până astăzi s-au făcut doar jumătate, nu? Mai din investiții. Cam jumătate. Aproximativ. Păi bun, și restul? Deci, nu s-au făcut. Păi nu e obligatoriu să se facă? Ba da, că este cel mai important indicator al unui director de sucursală, realizarea păi, programului de investiții. Dacă se întâmplă o tragedie, nu știu, explodează ceva. Totul se ascunde frumos în hârtii. Deci, haideți să vă explic. Se repartizează de la nivel de filială. Este un algoritm de repartizare a fondului de investiții, da? După volumul de instalații, după vechimea instalațiilor, după toate. Și fiecare sucursale îi revine o anumită cantitate de bani pentru anul respectiv să facă investiții. De stați un pic, ca să ne fie foarte clar. Nu sunt investiții noi nouțe pe un green, pe un teren verde. Sunt și din astea, bucări între linii, se practic, face o bucată de linie între alte două. Schimbarea echipamentelor care au ajuns la... În speță modernizare, să-i zicem modernizare. La final de, exact. Ziceți, de durată de viață depășită. Da? Păi ești obligat atunci, nu? Că altfel pot fi probleme. Ești obligat și le pui în programul de investiții. Și la Baia Mare 2015, 16, 17 s-au primit bani pentru investiții suficiente. Cât s-a cerut. Dar nu s-au făcut. Dar n-au fost dar să se facă documentație, să fie gata de licitație și ca urmare banii s-au dus păi înapoi. Păi stați un pic, dumneavoastră nu erați inginer șef acolo? Ba da, dar nu am în responsabilitate investițiile. Păi, ce face inginerul șef? Inginerul șef e partea de exploatare și de mentenanță, nu partea păi, de investiții. Și dumneavoastră nu puteați să faceți exploatarea sau mentenanța dacă nu aveați investițiile păi, nu, astea, ține nu? De alt compartiment. A, am înțeles. Da? Ține de director. Când am fost director 2013, când răspundeam de investiții, după aceea nu mai răspund eu, răspunde nou director. Bun, de ce n-ați încercat să colaborați cu păi director? Am încercat, da. Da, a vorbit, toate sunt rezolvate, dar la final nu era rezolvat nimic. Și ca urmare, 10 milioane de euro au plecat din Maramureș și înapoi, la alte sucursale vecine care au reușit. Bun, și asta ce înseamnă pentru telespectatorii? Mai ales cei de peste deal să înțeleagă. Păi stați un pic, că nici cu Baia Mare nu mi-e foarte rușine. Da, mai ales, da, apropo, eu știu de ce zic, mai ales de cei de peste deal. Mă rog. Deci, de ce? Cu acei bani, în județul Maramureș, nu mai exista un capăt de conductor blanc pe 04. Era totul în tot blanc pe 04? Conductorul, distribuția prin localități, da? De la o casă ce la alta. Conductor blanc? Conductor blanc este conductor acel oțel aluminiu sau aluminiu neizolat, care da? Dacă bate creanga pe el, flamează, arde siguranța. Celălalt torsadat este cel izolat, care poate să mai stea și crenguța pe el, că n-are nimic. Da, mai poate cădea, nu e există... E vorbim de siguranța în alimentare, da? Ah, bun, și dacă pică, să zicem, acel cablu, nu se curentează omul, nu? Exact, dacă nici nu se electrocutează omul, dar nici nu se întrerupe alimentarea cu energie, că stă bine când mersi. Până este din nou ridicată. Exact, până o vezi, o ridici. Deci spuneți că dacă se făceau toate investițiile, vorbim, alea, că erau bani? Banii erau, dacă se făceau numai aceste investiții, că nu se făcea numai pe 0,4, pe joasă tensiune, da? Se putea face și pe medie. Era Valea Ruscovei făcută, cei de la Valea Ruscovei știu ce-ți vorbesc, Valea Vișeului parțial era începută. Păi, dacă vă gândiți anul trecut când a fost acea furtună... Am fost pe spate. Au fost câteva...
Câți oameni au rămas fără curent? Da, e greu să și să-mi aduc aminte. Da, sute, mii de oameni, da? Sute, au rămas. Zile întregi. Au fost localități, au fost și câte o săptămână nealimentați, am fost și care două săptămâni au fost alimentați. Și probabil în parte, dacă era făcută investiția, dacă era, poate o era, parte din ele nu era dezastru atât de mare. Nu erau atât de mulți oameni. Da, da, deci nu, deci cum să spun, a, modernizare, țelele, să aduci stâlpii puși în anii 1950-1960, să pui alții noi de acum și conductor nou, e cu totul altceva. Cu ocazia asta ai făcut și defrișare, culoar și stă mai bine la o furtună. În fine, dar se pare că nu interesează problema. Interesează doar să fii ascultător. Dacă ești ascultător, ești băiat. Și mai spuneți-mi, la Baia Mare, de ce sunt, mie mi se par destul de dese sincopele astea la alimentare, tot pică, când ți-e lumea mai dragă, no, pe anumite zone. Sunt aleatorii. Deci, ba, sunt... Este o zona orașului unde e învechită instalația sau instalațiile? Zona orașului este zona centrului vechi. Strada Victoriei, vă spun eu, zona Carpați, Victoriei, acolo foarte descade. Da, este o zonă mai veche. Dar ce? Nu s-au făcut investiții sau care e problema? Sunt aceleași instalații, în anii 60. S-au făcut cândva, prin anii 80, o trecere de la 6 kV la 10 kV. Și banii ăsta erau inclusiv pentru modernizarea... Și inclusiv... zone din astea erau, în fine, rețele multe, inclusiv pentru toate. Dar este zona cea mai veche, zona de Victoriei, Săsar. Deci, cu alte cuvinte, banii ăștia care au fost pierduți... pentru investiții. Puteau fi folosiți inclusiv... E un dezastru pentru Maramureș. Deci inclusiv pentru Baia Mare puteau fi inclusiv folosiți. Pentru Baia Mare, pentru tot județul erau. Și cu asta poate să se felicite domnul Zetea. Are director la Electrica, PSD-ul. Ce mai vreți acum? Tocmai ce vină are Zetea? Păi Zetea și-a impus directorul la Electrica. Cine credeți că l-a impus? Mama. L-a impus. E, PSD-ul concurs, are director, că se merge pe algoritm. Aici nu se dă concurs? Nu. Nu. Cu numire? E cu numire. Păi dacă participam la concurs conform regulamentului de nominalizare, nu aveam contracandidat. Eu la toate criteriile obțineam punctajul maxim. Și mai primeam o bonificație de 30%. Pic, directorii la RENEL sunt numiți? Da, numiți. Da, de directorii de la... De regiune. El mai mare. Și el mai mare e numit de el mai mare. Păi nu e obligatoriu să se facă un concurs? Sau? Nu a fost concurs niciodată. Scria și în contractul colectiv de muncă, directorii, șefii de compartimente, deci funcție de conduce, se numesc și se revocă de către directorul general. Păi stați un pic, că dacă dumneavoastră ați avut o perioadă de un an și jumătate, nu? Când din lună în lună vi se dădea o hârtie că sunteți din nou director pentru o lună. Eram numit încă pentru o lună. Aberații de aia mai mare eu n-am auzit, îmi pare foarte rău. Asta e o metodă de a, nu știu, de a șantaja până la urmă, de a spune, domnule, eu sunt șeful, ai grijă cum te comporți până la... Ești cu minte că dacă nu ești cu minte, nu înseamnă că ați fost cu minte dacă tot ați luat. Păi nu, că îmi dădea, stați un pic, prin 2013 aveam așa... Era frumos, venea data de întâi ale lunii următoare. Și înseamnă nu? Că ați avut un fel de 12 examene, nu? Nu din lună în lună nu jumate. Numit. Vine vorba, un calificativ la final. FB, da. Bine, hai că-ți mai dăm. Eu calificativ pe total am avut totdeauna foarte bine, decizia aveam pe o lună. Da. Începea luna următoare. Bun, și nu primeam decizii. Nu întrebat, domnule, de ce tot îmi dai așa din lună în lună? Că e absurd să fii director din lună în lună. Păi haideți să vă spun povestea. La RENEL. Hai că dacă ești la metrologie sau, nu știu, pe la OPC, era așa în 2013 problemă. Era director general pe țară unul Roșca, de la Brașov, era director general. Și mergem la cheful de sfârșit de an, închiderea de an în luna decembrie la Electrica București, ne duc la un restaurant și vine directorul general, ciocnește cu toată lumea, toți directorii de la masă. Când a ajuns la masă unde eram noi Transilvania, nu ciocnește cu mine, îi și spun, eu sunt leșe de la Baia Mare pe care vreau să-l schimbați în fiecare lună. La care, te știu, este un foarte bun profesionist, dar politica te-a stricat. Și acum n-am înțeles, de ce? Păi de când ai venit înapoi faci numai politică și ilegalități, ăsta ai ajuns la urechile lui. Ilegalități. Da, așa spunea, politică și ilegalități. Păi trebuia să vă facă un denunț atunci. Așa, și a spus, domnul director general, nu este în regulă, cred că sunteți informat greșit. Va trebui să mai stăm de vorbă și mai târziu asta de vorbă. Bine, acum și dumneavoastră ați fost obraznic. N-am fost deloc. La urmă am ajuns la concluzia că domnul... Vă cereați, parcă cereați ceva. Bun, recunosc, am și partea mea de obrăznicie. Dar am ajuns la concluzia că, de fapt, domnul director general de la București a informat cu articolele Roșianu zi de zi era alimentat cu ele în perioada respectivă. Uite ce face Leșe, uite ce face Leșe. Până când el s-a avut capul calendar, pe ăla nu-l mai vreau. Și el habar n-avea cine sunt. Era prima dată când mă întâlneam cu el. Da? Pentru că așa era alimentat de fata fostului director, de fostul director, toate convergeau acolo, de director general de la Cluj, așa, toți, nu-l vrem pe ăsta, nici n-am apucat să pun. Se vede că a fost o perioadă în partidul Traian Băsescu. Exact. Aveți da? Noastră așa un stil, nu neapărat conflictual, și cât vă plac challenge-urile astea, luptele astea. Adrenalină nu strică, dar... Apropo, de ce nu reintrați în politică? Nu mai tentează. Nu. Deci dumneavoastră ați ieșit din politică de tot? Am ieșit în 2015. PNL? De unde? Din PNL ultimul. PNL.
că am ieșit. Ea n-am mai activat și cu asta basta și este foarte bine așa și nu cred că să mai activez vreodată. Deși am avut oferte serioase și propune chiar foarte serioase, dar nu mă mai tentează. În fine, și cu acest domn Roșca începea luna următoare și eu nu primeam decizie. Sunam la Cluj, păi nu știu, tot să dea din colț în colț. Și iar sunam pe ministru, era... Până atunci, în 2003, era... Deci telefoanele astea erau înainte de expirarea acelui... După ce expira luna, da. Și eu încă nu primisem decizia. Era data de 2-3 ale lunii. Înseamnă că erați director. Și eu nu știam dacă sunt director sau nu sunt director. Dar semnați în perioada aia? Semnam, dar trebuia să vină, dar nu. Câteodată îmi spunea asta de la Cluj, o am scrisă, dar mi-a zis să nu ți-o dau încă. Și faze de copilării. Iar îl sunam pe ministru, pe Vosganian, și i-a zis, iar mă țin ăștia, iar dă-ne. Spunea la de la deci București. Deci cine suna? Sunam pe ministru, pe Vosganian, ministrul economiei. Da, îl sunam personal. Deci dumneavoastră șef de județ. Eu direct de județ sunam. Îl sunați pe Vosganian care era ministru. Am fost coleg 4 ani, îmi permiteam să-l sun și răspundea la telefon. Da. Uite, Vosganian, uite, Varujan, iar mă țin ăștia, mă poartă cu pălăria în mână. Bine, în regulă. Imediat, în 2 ore primeam decizia. Da, pe cuvântul meu. Și îi spunea Roșca la ăsta de la Cluj, îi spunea, zice, domne, să nu-i mai dai luleșe, dar să nu-i spui că de la mine, că iar îl sună pe ministru. Deci, găinării. Practic erau găinării ăsta. Ați înțeles? Are vreo șansă sistemul ăsta care încă mai este în mâinile statului? Nu neapărat să se privatizeze, că nu neapărat în mâini private... Cu asemenea oameni la conduce nu are nicio șansă. Păi, cred că în lumea asta există și zone unde partea asta de distribuție, nu cred că e și sub controlul statului, nu? Că e o zonă strategică și așa mai departe. În Franța, și cred că funcționează minimal mai decent ca la noi. Că din ce îmi povestiți dumneavoastră e nebunie în... La noi e un pic de nebunie, desigur. În sistemul de energie vorbim la, și pentru consumator vorbim de siguranța alimentară. Adică, la dumneata acasă să fie 230 de volți și să fie în permanență, să nu se întrerupă. De exemplu, normativele europene și ANRE-ul încearcă să le impună. De exemplu, nu mai țin minte acum, chiar am uitat că de 6 luni n-am mai lucrat. Parcă impune să ai 6 întreruperi pe an acasă. Dacă ai mai mult de 6 întreruperi pe an a energiei electrice, poți să ceri despăgubiri. Să ceri despăgubiri. Din cauze externe, interne, nu știu ce. Dar în toată afacerea asta de regulament, știți cum spune? Zice, dacă sunt întreruperi cauzate de terți, astea nu se pun. Adică unul care vine cu buldozerul și rupe cablu și rămâi o zi întreagă nealimentat, ăla nu stă nimeni despăgubiri. Dar înțeles. Dacă din cauza lui electrica a durat mai mult de 5 minute, atunci ai catastrofă. Domnule, vă propun, inclusiv săptămâna viitoare, putem discuta nu neapărat strict de Maramureș, putem vorbi despre energie, despre curent electric, despre investiții. Vreau să vă întreb, înainte de a încheia, două lucruri, da, pe scurt. Ați fost un politic și gândiți probabil parțial ca orice cetățean și politic. Care e politică. Credeți că e bună regionalizarea administrativă și să fie capitala la Cluj? Nu. Nu. Bun. Răspunsul e scurt, la obiect, sunt de acord și cu dumneavoastră. Ați argumentat, cred că timp de 50 de minute. Doi, spuneți-mi, așteptați să mergeți la servici? Nu. Nu. Păi și ce faceți? O să vă repună, nu știu când, păi, peste câteva luni. Trebuie să emit o decizie de reîncadrare, și să mi-o comunice. Mergeți la servici? Poftim? O să mergeți la servici? Când o să mă cheme, când o să dea decizia de reîncadrare și să și dea documentele convocării, mă voi duce la servici. Până atunci aștept, că nu este inițiativa. Dar o să mergeți cu plăcere? Că din ce mi-a spus, nu prea văd că... Eu întotdeauna am mers cu plăcere, mai puțin în ultimii ani la servici. Sau înseamnă că vă place, sunteți cinic, sunteți... Sadic. Nu e o chestiune de regulamente și de legislație. Nu, aici mă refeream cu revenirea mea la serviciu. Un serviciu unde nu, în mod normal, n-ar trebui să vă facă plăcere domnul să mergeți. Preda, eu pot să spun că până în 2008, când m-am dus deputat, am mers cu plăcere la serviciu. Chiar mergeam cu plăcere la serviciu. Dar am revenit după deputăție și am văzut cloaca care s-a format. Și mai cu seamă că acolo 7.000 de lei ce să ia? Nu e vorba de salariu, dar e vorba numai aceeași plăcere de a merge la serviciu pe care o aveam cândva. Deci, în cei 4 ani cât am lipsit, să zic, din sistem, păi s-a făcut o cloacă, o clică, ăla are informator, pe ăla îl informează, nu mai știi ce. Știți care e culmea? Ce mă supără cel mai tare? Că eu am contribuit și eu la asta. La cloaca asta. De care vorbiți noastră. Eu i-am susținut directorii din perioada aia. I-am susținut, i-am promovat, i-am cultivat. Asumați-vă. Păi mi-asum, asta este. Am avut o mână proastă, cum s-ar zice. Când estimați că veți fi chemat la serviciu? După cum îi știu că gândesc cei de la Cluj, de la regională, probabil prin septembrie. Bun, și până atunci concediu, nu?
Nu-s concediu. A, sunteți eu șomer. Eu aștept sau cum și sunt zic? Plătit ca inginer șef. Așa spune sentința. Am înțeles. Chiar dacă nu mergeți la chiar serviciu. Chiar dacă nu mă duc la serviciu. Ei ar trebui să fie interesați să mă duc cât de repede ca să muncesc ceva de bani. Deci aștept. Dacă mă cheamă mâine, mâine mă duc. Dacă mă cheamă în septembrie, în septembrie mă duc. Când mă cheamă. Mulțumesc în tare mult. În condițiile sentinței. Mulțumesc tare mult. Oameni ca și Doru Râleș cred că ar trebui să reintre în politică. Da, să fie, să rămână la fel de sinceri cum... este domnul Doru Leșe acum în calitatea asta de civil, membru al societății civile. Felicitări pentru victorie, nu? Este un ați succes. Ați învins sistemul, am zis noi. Sistemul energetic. Ori energetic, ori de altă natură. Da. Dar e învins oricum. Bun, mulțumesc tare mult. Doru Leșe, viitorul inginer șef. Actualul, la, conform sentinței, la Maramureș și la Renel, la Electrica. Încă ne unzi. Mulțumesc tare mult, le mulțumesc și telespectatorilor. Numai bine, rămâneți în continuare pe Maramureș TV.